ziua, doamnelor și domnilor, sunt Ilinca Obădescu, urmărit știrile prânzului, iată care sunt principalele subiecte. 25 de persoane au fost implicate în această dimineață într-un accident rutier la Arad. Cum ar putea să devină litoralul românesc profitabil și în extra sezon? Aflați în Jurnal. Și celebrele artiste Suzana și Daciana Vlad ne arată cum au recondiționat căsuța bunicii din satul lor. 25 de oameni au trecut prin spaima vieții lor în această dimineață după ce un microbus și o mașină s-au izbit violent. Accidentul s-a petrecut în Arad. În urma impactului, microbuzul s-a răsturnat pe șosea, iar victimele s-au salvat ieșind prin parbrizul spart. 5 răniți au fost transportați la spital. Vă avertizăm, imaginile vă pot afecta emoțional. Accidentul s-a petrecut într-un cartier din Arad în această dimineață, puțin după ora 7. Microbuzul condus de un șofer de 47 de ani ar fi pătruns într-o intersecție fără să acorde parese prioritate. A izbit în plin un autoturism în care se aflau două persoane. În urma impactului violent, autoutilitara de transport persoane s-a răsturnat pe șosea. În microbuz se aflau 23 de persoane, cu două în plus față de capacitatea admisă. Pasagerii fuseseră luați din gara de la Arad după ce s-au întors de la Cules de Vie din Spania. Voiau să ajungă acasă la Zalău, însă drumul le-a fost curmat brusc. Nu au prioritate la mașină, a fost agitat și dintr-o dată am zis că să ne răsturnăm. Nevastă mea e lovită la cap, foarte rău, mâna e distrusă. Am venit de la gară să mergem acasă spre Oradea. Și nu a dat prioritate autocarul la dânsul. Dânsul nu a dat prioritate la mașina asta neagră. S-a trecut așa, el s-a certat cu noi de acolo, de la gare. Că el nu ne duce unde trebuie, noi am plătit biletul de 150 de euro și a zis că nu ne duce. Oamenii au trăit coșmarul vieții lor. Ce dat trecere, tot a venit înainte. Dintr-o dată a venit o mașină din dreapta și ne-a luat odată în remorcă. El sta să vorbească la telefon, că sunt așești șoferii ăștia. Șoferul nu a fost atent, da? Că șoferul vorbi și la telefon. Dar cum? Eu am nenorocit patățeaua mea aici. Echipele de salvare au declanșat planul roșu de intervenție din cauza numărului mare de persoane implicate în accident. La locul accidentului au fost trimise 4 echipaje SMUR, din care unul de terapie intensivă mobilă, 2 echipaje cu module de scarcerare, de asemenea în sprijin 7 echipaje a Serviciului Județean de Ambulanță. La locul accidentului au fost găsite 23 de victime, dintre care pentru 7 au fost acordate îngrijiri medicale. Din cele 7, 5 au fost transportate la unitatea de primire urgență, 2 fiind în stare gravă. Acestea sunt investigate la această oră, iar la prima evaluare prezintă contuzii și traumatisme în zona membrelor. Sunt conștiente și cooperante. Șoferii implicați în accident au fost testați cu etilotestul, dar rezultatul a fost negativ. Conducătorul microbuzului s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Încep negocierile pentru formarea noului guvern. Dacian Cioloș, premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis, are la dispoziție 10 zile pentru a forma o coaliție de susținere a executivului și pentru a veni în Parlament cu lista de miniștri. Mai multe detalii are colega mea, Iasmina Ardelean. Bună, Iasmina! Te ascultăm! Bun găsit! Premierul desemnat Dacian Cioloș încearcă încă de azi să strângă o majoritate în Parlament care să-l susțină. Așa că în această dimineață a trimis liderilor de partide o invitație la negociere. Vrea să se vadă cu liderul PNL Florin Câțu și cu liderul UDMR Kelemen Hunor. Mâine ar urma să aibă loc aceste discuții între cei trei lideri, la care ar urma să participe și reprezentanții minorităților naționale. În schimb, cei de la USR exclud orice colaborare cu AUR și cu PSD și mizează pe refacerea coaliției de guvernare. USR-iștii au pregătit și o echipă de negociere din care fac parte Dan Barna și Vlad Voiculescu, dar și un grup de lucru pentru programul de guvernare din care fac parte Cristian Ghina și Anca Dragu. Și pentru că vorbim de programul de guvernare, cei de la USR Plus propun câteva măsuri, printre care zero taxe pe salariul minim, reforma în justiție, dar și reforma pensiilor speciale. Ei bine, 10 zile are la dispoziție Dacian Cioloș să vină în Parlament cu echipa de miniștri, dar și cu programul de guvernare pentru votul de investitură. Sunt necesare minimum 234 de voturi ca guvernul să fie investit și rămâne de văzut dacă Dacian Cioloș va reuși să strângă o majoritate în acest sens. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere!
Mulțumesc, Iasmina. O bubuitură puternică a creat panică în această dimineață într-un cartier din Pitești. Un incendiu a izbucnit la un apartament situat la etajul 4. Proprietarul, în vârstă de 89 de ani, a fost scos din casă de vecinii săi, iar 30 de locatari au fost evacuați. Era ora 5 dimineața când o explozie puternică a trezit toți locatarii unui bloc din Pitești. Imediat după deflagrație, locuința a fost cuprinsă de flăcări, iar în interior a rămas blocat proprietarul în vârstă de 89 de ani. O bubuitură, dar am crezut că s-a întâmplat ceva. Ora a dat la butelie ceva sau a avut căldură în casă la un leșor de lăsa. Vecinii au intrat în apartamentul situat la ultimul etaj al clădirii de unde a izbucnit incendiul și l-au scos pe bătrân. Alți 30 de locatari au fost evacuați urgent. Am ieșit imediat după explozie. Am venit cu explozia, bineînțeles. Da. Deși flăcările pe geam acolo. Cred că s-a dus și n-a avut gazele închise. Trei autospeciale cu apă și spumă, o autoscară și un echipaj smurd au ajuns la locul incendiului. Pompierii s-au chinuit 10 de minute să lichideze vâlvătaia. Incendiul se manifesta violent într-o cameră a apartamentului și pe hol acestuia. Flăcările și temperatura puternică au afectat rețeaua de apă din apartament, provocând fisurarea acestora și inundarea câtorva apartamente de la etajele inferioare. Proprietarul apartamentului care a explodat a fost transportat la spital conștient, cu arsuri pe față și mâini. Din primele informații, vâlvătaia ar fi izbucnit de la o priză defectă, dar pompierii au pornit o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza incendiului. O comună din județul Timiș este singura localitate din țară cu rată de vaccinare de peste 50%, în timp ce capitala se apropie de procentul de 39%. Cu mai multe informații despre situația vaccinării în țară, vine colega mea, Iulia Dumitrașcu. Bună ziua, Iulia! Te ascultăm! Bună ziua, Ilinca, bun găsit tuturor! Potrivit ultimelor date furnizate de Comitetul Național de Coordonare Activităților privind vaccinarea, aferentei date de 5 octombrie, Banatul Fruncea, și spun asta pentru că aici, în județul Timiș, în localitatea Dumbrăvița, rata de vaccinare a trecut de peste 50%. Dintre marile localități din țara noastră, pe primul loc se situează Cluj-Napoca, cu o rată de 47,19%. Așadar, printre primele localități în funcție de procentul acoperirii vaccinale sunt Dumbrăvița, de care vă spuneam puțin mai devreme, din județul Timiș, cu 54,50%, Clujul cu 47,19%, cu aceeași rată este comuna Rimetea din județul Alba și 46,88% comuna Gireu cu județul Timiș. În capitală, rata persoanelor care s-au vaccinat a ajuns la 38,56%. Avem însă și la polul opus localități unde oamenii nu s-au înghesuit să se imunizeze și ne referim la localitatea Ulma din județul Suceava, cu o rată de 1,83%. Ieri, numărul persoanelor imunizate cu serul anticovid a trecut de 50.000, iar de la începutul campaniei din 27 decembrie 2020 până în clipa de față s-au vaccinat 5.500.000 de oameni. Deocamdată acestea au fost informațiile. Ilinca, înapoi la tine. Mulțumesc, Iulia. Dumnezeu nu ne părăsește, dar să nu fim indolenți, ne transmite unul dintre cei mai iubiți preoți care se luptă zilele acestea cu vrăjmașul de temut al vremurilor. Părintele Vasile Ioan a mărturisit într-o postare pe internet că are COVID și îndeamnă pe oamenii care trec prin boală să apeleze nu doar la rugăciune, ci și la medic. Culmea este că doar unul din 8 credincioși pe care i-am întâlnit la pelerinajul de la Iași ar urma sfatul preotului. Eu nu am încredere decât în Maiculița Domnului și Domnul nostru Iisus Hristos. În rest, având în vedere că merg în pelerinajă și n-am pățit nimic și am mers spre 10-12 anul ăsta, nu știu, după mine așa, și n-am avut nimic, mulțumesc Tatălui Ceresc, Maiculiții Domnului și Precuvios Paraschiva. Îndemnul la precauție nu vine însă de la oricine, ci de la un preot mult iubit de credincioși, ale cărui povețe sunt ascultate pe Facebook și pe YouTube de sute de mii de români. Cu inima deschisă, părintele Vasile Ioana a anunțat de curând că nu va ține slujbe o perioadă. Reverenda, am pus-o deoparte, sunt în pijamale, în training, pentru că sunt bolnav, am COVID, ca mulți alți români, și vă transmit de aici, de la țară, de la Călinești, un mesaj de încurajare, un mesaj de speranță. Puteți să treceți prin această boală fără să ajungeți la spital. În casa voastră ar trebui să existe de acum înainte teste
și tratamentul, chiar dacă încă nu aveți boala. Deși clar, mesajul părintelui are un alt fel de ecou printre pelerinii adunați la moaștele Sfintei Parascheva. Un scurt experiment realizat la coada spre Raclă ne arată că puțin dintre cei călăuziți chipurile de credință ar urma povețele unui duhovnic în caz de boală. Om cu zile nu moare, indiferent ce o fi. Când s-o tăietat, s-au plecat. Eu mă las în grijă la Dumnezeu și mai puțin Domnului. Scepticismul are rădăcini adânci pe care părintele Vasile Ioana încearcă să le stârpească prin bunătate și tact. Pe un ton blând le cere credincioșilor să nu dea tratamentul medicilor pe cel duhovnicesc, pentru că, luate împreună, au puterea să ne scape de COVID. Am speranță că Dumnezeu nu mă părăsește. Dumnezeu este cu mine. Dumnezeu ne ajută să trecem prin boală, dar nu trebuie să fim indolenți. Indolența a umplut spitalele. Nu contrazic, nu, fiecare cu părerea personală. Deci, dar eu mai mult am încredere în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu și știința par să fie însă ca apa și uleiul în vreme de pandemie. O demonstrează și cifrele. În cele 3 zile de pelerinaj, aproximativ 35.000 de pelerini s-au închinat la Racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Restul, până la 200.000, câți se adunau în alți ani, au stat acasă, probabil de teamă să nu se îmbolnăvească. Nu există niciun motiv, nici un motiv obiectiv mă refer, nu există nici o constatare obiectivă cum că s-ar infecta în felul acesta pelerinii care vin la Sfintele Moaște. Racla cu Moaște va fi ținută afară pentru închinare până pe 15 octombrie. Ce faci atunci când vrei să ajungi pe munte, dar resursele și restricțiile te împiedică să ieși din oraș? Atunci găsești o variantă prin care să faci alpinism în oraș. La Craiova, o organizație umanitară de tip sportiv îi ajută pe începători să-și depășească frica de înălțime, pe angajați să scape de stres, iar pe sportivi să se antreneze pentru concursurile de performanță. Un zid înalt pe care sunt agățate suporturi de diverse forme, culori și mărimi în funcție de dificultatea traseului. Zeci de sfori prinse atent în carabine și câțiva împătimiți de adrenalină îmbrăcați în echipament care se cațără pe zid. Așa începe o seară obișnuită în acest club sportiv, unde o organizație non-guvernamentală susține cursuri de alpinism urban. În specificul unui traseu este dată de forma și de culoarea prizelor pe care se cațără cățărătorul, da? Și cu cât... După cum vedeți, dificultatea este destul de mare. Escalada pe panouri a ajutat-o pe Cristina să scape de durerile musculare resimțite în fața calculatorului la muncă. Venim de 5 ori pe săptămână. Ne simțim și bine, plus că este și o chestie de eliberare a stresului, ne calmează, ne face să ne simțim bine, te concentrezi la ce faci. Marius este rezident psihiatru și proaspăt parașutist. Când nu tratează pacienți, tânărul își antrenează mobilitatea brațelor și a picioarelor, escaladând trasee din ce în ce mai grele, care l-au ajutat în zborul cu parașuta. Am început prima dată la un panou exterior, mergeam destul de rar, mergea doar vara, și cam de când s-a deschis panou am venit cât de des am putut. Cam de 2 ori pe săptămână, te pune foarte des în perspectiva de a-ți depăși zona de confort. Noi avem o vorbă, cățăratul vindecă capul. Orice probleme ai avea, la serviciu, la absolut orice, n-ai venit la cățărat, s-au limpezit gândurile. Escalada este recomandată tuturor celor care vor să-și depășească limitele și să capete mai multă încredere în ei. Inițiatorul proiectului, ONG-ul Climbing Academos, oferă cursuri gratis celor din medii defavorizate sau care au diferite afecțiuni. Încurajăm escalada inclusiv pentru copii cu vârste foarte mici. Se pare că uneori vârsta, cu cât se mai mări cei, cu atâta, uneori au niște probleme de frică. Cu cât în ce mai devreme, cu atât este mult mai ok. Un abonament lunar costă 100 de lei, iar sala este deschisă de luni până vineri. Reprezentanții asociației sportive au de gând să ducă alpinismul urban și în școlile din România, pentru ca cei mici să facă mai multă mișcare la orele de sport sau în pauzele dintre cursuri. O lecție de păstrare a tradițiilor vine de la gemenele folclorului românesc. Suzana și Daciana Vlad au recondiționat cu migală și multă dragoste casa bunicii din Maramureș. Toți cei care vor să cunoască modul de viață popular sunt invitați să le treacă pragul. Mamucă, nu mă spăgi, mamucă, nu mă spăgi, nu ce moi și noi.
Suzana și Daciana Vlad au recondiționat complet căsuța bunicilor din partea tatălui din satul maramureșean Săliștea de Sus, chiar acolo unde au copilărit și ele. Această casă este casa tatălui nostru, copilăria și-a petrecut-o aici. În memoria bunicilor noștri, a străbunicilor noștri care au locuit și ei aici, în memoria tatălui nostru, am vrut să ducem mai departe această valoare pentru care undeva la aproape 150 de ani. Proiectul arhitectural al artistelor îmbie vizitatorii la o incursiune în tradiție și valorile familiei. În această cameră noi ne aducem aminte că acolo era fix așa pus patul bunicii noastre. Iarna, împreună cu tatăl nostru și cu frații lui, aici stăteau toți pentru că aici era cald și bine. Îi gândi că mă sunt sat, mă mută. Aici, după cum am spus, avem oglinda bunicii noastre. Ne-am dorit foarte, foarte mult să o păstrăm. Iată, când eram micuțe, trebuia să punem un scaun și să ne ridicăm ca să ne vedem în oglindă pentru că nu ajungeam. Fetele vorbesc cu mândrie vizibilă despre tot ce au reușit să restaureze cu atâta dragoste. Odaia cea mare, cum se spune prin partea locului, adăpostește adevărate crâmpeie din viața bunicilor. La această mâncuță îi spune lăicer la noi în Maramureș. Este locul unde femeile își țineau toate lucrurile, atât costumele populare, cât și cele de zi cu zi, pentru că nu aveau dulapuri cum avem noi acum. Aceste geamuri am reușit să le păstrăm exact așa cum au fost ele, doar cât le-am vopsit. Reșurile de pe jos sunt țesute în război de țesut. Bunica noastră împreună cu mama noastră le-au țesut. Au recondiționat și vopsit în culoarea dragă inimilor, până și scaunele unde se strângeau cei dragi la orele de tihnă. Și au păstrat aproape totul ca acum un secol. Lampa am vrut să fie păstrat aici pentru totdeauna. Da, pentru era un element important. Da, după cum se știe, de mult cum nu aveau lumină și chiar tatăl nostru așa mergea la școală, așa își făcea temele la lampă. Aceste păretare, cum se spun la noi în Maramureș, sunt făcute de bunica noastră. Locul de cinste îl ocupă impresionanta zestre a bunei lor, completată cu cea a mamei. Vorbeam despre minunata rudă, minunata zestre pe care o aveau fetele cu care veneau în momentul în care se căsătoreau și, bineînțeles, și pe pat, după cum se vede, avem mai multe rânduri de țoluri, cerge. Acum căsuța albastru rural, așa cum au denumit-o Suzana și Daciana Vlad, reprezintă un colțișor al sufletului lor. Aici vor să filmeze videoclipuri și tot aici îi așteaptă și pe alți artiști. După ce vor mai schimba și acoperișul și vor monta o poartă de lemn în stil maramureșan, gemenele vor să o transforme într-o mică pensiune. Până atunci, lucrează de zor și la a treia colecție de haine, tot cu titlul Albastru Rural, cum le place lor. Fiecare pictură încercăm să fie una unicată. Că tot se apropie sărbătorile de iarnă, aici avem niște copilași la Săniuș. Gemenele au ajuns la vârsta măritișului. Ne-am pregătit căsuța până în prezent. Avem căsuță, avem zestre, avem și un copac cu oale care semnifică că încă la această casă sunt fete de măritat. Verde-i frunza de alună, Doamne ajută și trai bun, domorășeni ce azi vă spun. Toamna furtunoasă de pe litoral poate să devină profitabilă pentru turismul românesc. Asta dacă am ști să atragem kiteri profesioniști așa cum o fac grecii și turcii. De o săptămână, sportivii încântați de vântul bun și de valurile uriașe au venit chiar și din alte țări ca să participe la competițiile pe apă. Momentan, doar câteva hoteluri de la malul mării au pachete pentru sportivi care includ, pe lângă cazare, masaje și terapii de recuperare. O mare învolburată, un vânt puternic și valuri de 3-4 metri înălțime sunt ingredientele care ar putea transforma pustietatea de pe litoralul nostru într-un sezon în forță pentru iubitorii sporturilor pe apă. La Constanța, în ultima săptămână, codul galben de vânt a atras 10 de kiteri care s-au întrecut în sărituri spectaculoase în cadrul unui concurs ce a însuflețit cerul cu zmeele colorate. Totul depinde însă numai de vânt. Ar putea deveni un punct forte, doar că trebuie să fie aici cam în fiecare zi pentru a prinde vânt. Nu avem o prognoză de vânt clară, drept urmare ne bazăm pe ea de pe o zi pe alta.
Andrei Damian, cel care a găzduit competiția, este printre primii sportivi care a făcut din pasiunea pentru zmeu o afacere profitabilă pe litoralul românesc. Iarna se lasă purtat de vânt în Turcia, Egipt sau alte țări din Africa, unde organizează tabere sportive, dar i-ar plăcea să aibă motive ca să-și țină afacerea deschisă măcar toamna pe litoralul nostru. Iarna este mai liber, de aceea preferăm, nu neapărat iarna, toamna, primăvara, iarna este mai liber pe plajă și de aceea ne este și noi mai ușor să lucrăm. Avem niște valuri foarte frumoase. Marea nu este atât de sărată ca prin afară. Deși lunile octombrie și noiembrie sunt cele mai promițătoare pentru sporturile nautice, puține sunt hotelurile care au pachete turistice speciale pentru sportivi. De pildă, la această unitate de cazare de 4 stele din stațiunea Mamaia, deschisă pe tot parcursul anului, există inclusiv proceduri de recuperare. Pentru sportivi avem, m-am dedicat sportivilor, cumva este masajul sportiv, care este un pic mai antrenant și ajută mușchii să se relaxeze, însă avem și multe alte terapii. Împachetări, scraburi corporale, ritualuri care includ și masajul scalpului și masajul tălpilor. Pornesc undeva de la 900 de lei și pot duce până mai sus. În ultimii 10 ani, sporturile pe apă au devenit un trend și pe litoralul românesc, iar dacă operatorii din turism ar miza pe asta, am putea avea un sezon prelungit, la fel ca grecii sau turcii. Lefkada e printre cele mai cunoscute destinații pentru kitesurfing, la fel și insula turcească Gökçeada. Aici, iubitorii de adrenalină se pot da pe apă fără griji, pentru că în zonă nu este aglomerație. N-ar trebui, desigur, promovare pe acest produs de nișă, este adevărat, dar care are fanii săi și practicanții pe care îi putem atrage din mai multe țări, astfel încât să reușim să vindem nopți de cazare pe litoral în România. Momentan, la marea noastră atragem puțin turiști ce aleg toamna târzie doar pentru relaxare. Dacă alegeți să veniți în weekend la mare, trebuie să știți că la acest hotel de 4 stele din stațiunea Mamaia, două nopți de cazare costă 620 de lei. În acești bani vă este asigurat micul dejun, iar plaja se află la niciun kilometru de hotel. În această perioadă, pe litoralul nostru sunt deschise 20 de hoteluri în Mamaia și 9 în Eforie. Giulia Chelaru a intrat în afacere alături de iubitul ei, John. Vedeta și-a deschis un magazin cu produse premium și se bucură de succes. Artista este alături de mine în platou. Ne va vorbi despre viața ei. Bine ai venit! Ce frumos! Sunt foarte bucuroasă că m-ați invitat. Este o onoare și o plăcere în același timp. Da, într-adevăr, am intrat în afaceri, ca să spun așa, dar mai mult a iubitului, acest magazin premium de care spui. Noi ne bucurăm foarte mult că sunt în magazin niște căruri pe care le găsești rar în București, adică sunt în exclusivitate, cum ar veni, cam exclusiviste, pentru că îți dau câteva exemple. Eu n-am mâncat până la magazinul iubitului meu, n-am mâncat, de exemplu, niciodată porc iberic. Ai mâncat vreodată porc iberic? N-am mâncat niciodată porc iberic. Deci este o minune. Dacă ai mâncat porc iberic, nu mai vrei altceva în viața ta. Este delicios. Chiar aseară am gătit și am spus, nu se poate așa ceva, deci e wow. E doar măcelărie sau nu aveți alte produse? Și alte produse, de exemplu niște iaurturi din Franța care sunt delicioase. La fel, nu mai vrei alte iaurturi dacă mănânci iaurturile alea. Vinuri foarte, să zic așa, high class și tot felul de chestii pe care recunosc nu le-am gustat niciodată, dar cu ocazia asta, uite că am gustat și chiar îi merge foarte bine și este și într-o locație, să zic așa, într-o zonă cu un vad foarte bun. Vin oameni, personalități foarte importante, îi trec pragul și oameni care cunosc, știu ce înseamnă o carne gătită acasă. Este doar carne proaspătă adusă cu avionul direct din Japonia. Wagyu și alte chestii, nu știu, un caviar, un foie gras, un tot ce vrei. De unde această idee? Sunteți ambii pasionați de gătit? El a fost pasionat, nu spun că nu-mi place și mie, pentru că el m-a atras către treaba asta, ne-a unit foarte mult gătitul. Să știi că noi din gătit am făcut așa, chiar și se romantice, nici nu-ți vine să crezi. Cum îi gătești și transformi chestia asta în ceva romantic? Da, eu mă ocupam de partea cu lumână, de salată în special, fac cea mai bună salată, îl mai ajut la treburi, dar într-adevăr făceam și facem în continuare, acum mai țin și eu la dietă, că asta este mâncatul seara, ce să-i faci, dar am avut seri excepționale gătind, cu o muzică bună. Care e rețeta preferată?
Rețeta preferată. El la început îmi făcea, într-adevăr, pentru că a lucrat și în Italia, niște spaghete deosebite. Dar, de exemplu, în ultimul timp, de când avem și magazinul, prefer așa o carne făcută simplu, la grătar, da, și cu o salată, din aia cum numai eu știu să o fac, ceva așa mai să nu ne cadă greu pe seară, știi? Dar iubirea trece prin stomac. Spune-mi, cum este relația ta cu John? Sunteți de 4 ani împreună. Relația este foarte bună, chiar dacă avem domenii diferite. E foarte bună, ce să spun. Noi ne înțelegem pentru că suntem și copii, cumva așa, sufletește, nu altcumva. Și, nu știu, tot timpul parcă ne hârjonim așa, râdem la orice. Cred că e important lucrul ăsta. E o chimie pe care am avut încă de la început și îți spun că nu s-a terminat și nu s-a dus deloc. Chiar e foarte tare și mă bucur. Nu prea vine la spectacolele mele pentru că i-a spus așa: Giulia, tu fă-ți treaba. Fă-ți bine treaba acolo, păi, pentru că e bine. Eu am avut o vară plină. Toți artiștii au avut, cred că, o vară plină. Și ai cântat pe litoral, în afara țării? Și am cântat și pe litoral, mm-hmm, și pe București. Apropo, eu nu sunt doar cântăreața Giulia de la trupa Sexy și trupa Exotic. Eu sunt și cântăreață de cover-uri. Eu merg la petreceri, nu-ți botezuri, tot ce vrei, tăieri de moți. Apropo, pe Van Damme, că ați pus poza cu el, l-am întâlnit la o zi de naștere. Și cine sărbătorea? În România, da, în București, la noi. Nu mă așteptam, a fost o surpriză. Iar cel care ne-a chemat, ziua lui, a spus: o să vină și Van Damme. Inițial zic, care o fi legătura? Legătura este una extraordinară. Cel care sărbătorea ziua de naștere este producătorul filmelor lui, ultimile de pe Netflix. Cum ca arată Van Damme în realitate? Este un tip foarte simpatic, foarte modest, a stat acolo la masă cu minte, îi place foarte mult muzica lăutărească, cântată la ureche. I-au plăcut și piesele mele, I Will Survive, dar în momentul în care am cântat Tsuki Tsuki, ceva așa mai, să zic, exotic, i-a plăcut și mai mult. Și ce să zic, am întâlnit într-adevăr mai multe vedete de afară cu alte ocazii, dar cred că Van Damme e la sufletul meu pentru că și lui îi place România, îi place sufletul nostru românesc, îi place ce se întâmplă și chiar mi-a fost drag, pentru noi o onoare pentru că am crescut cu filmele lui și, nu știu, e tot timpul i-a aplaudat la scenă deschisă, chiar când am plecat de acolo, când el s-a ridicat, noi am mai rămas, toată lumea s-a ridicat și a bătut din palme. E frumos. Arăți foarte bine. Mulțumesc și mi-au spus colegii mei că ai vrea să apelez la chirurgia estetică. Da, o să facem un material. Este vorba de o clinică cu care o să colaborez. O prietenă a preluat o clinică de curând și chiar i-am spus, draga mea prietenă Livia o cheamă, zic, te rog frumos, ce mai putem face? Ce mai putem ce face mai să îmbunătățim? Nu știu, poate un botox, un ceva, ca să fim tot timpul fresh. Să știi că eu tot timpul am fost de acord și, sinceră, nu m-am ascuns după deget. De ce? Pentru că trece timpul și dacă noi putem să aducem o îmbunătățire, nu ne ascundem după deget. Că dacă iei poze vechi, așa vezi o diferență. Așa că de ce să păcălim poporul cu televizorul? Poze noi cu filtre pe Instagram? Și asta, dar omul când te vede în realitate trebuie să spună: Giulia, ți-ai făcut ceva. Da, mi-am făcut ceva soft, nu ne schimbăm total, dar facem lucruri cu bun gust și de-abia aștept să venim să facem un material la clinica asta frumoasă. Apropo de filtre, am văzut că Instagram-ul tău arată foarte bine, ai poze foarte frumoase și filmări frumoase. Da. Cine te ajută? Nu mă ajută nimeni. Adevărul că, pe John să te filmeze. Apropo de Instagram, o să spun și eu Giulia Chelaru și să-mi dai voie să spun și Instagram-ul carnivore-jos.ro. Acolo găsiți toate noutățile și știu că timpul e scurt și să spun și eu o foaie. Și pe TikTok. Mai nou am descoperit TikTok-ul. Mi se pare foarte funny. Deci e funny rău de tot. Nu-ți ocupă mult timp din viața acest TikTok? Măi, știi care e problema? Îmi place foarte mult. Eu l-am descoperit în pandemie. Eu am așa o oarecare veleitate către actorie. Mi-a plăcut ideea asta de a ironiza anumite personaje, e prea mult spus, de a face puțină caterincă pe românește. Chiar îmi place foarte mult, eu mă amuz, eu râd singură și sunt unii care chiar au spus, adică muzical, mi-au spus unii: Giulia, cânți bine. Dar mi-au spus persoane la actorie: Giulia, ești genială. Zic, băi, nu mi-ați spus în muzică, spuneți în actorie că ești genială. Hai că m-ai convins, o să-mi instalez și eu TikTok-ul. Să ți-l instalez, draga mea. Te mai așteptăm la noi cu mare drag, noi proiecte. Cu mare drag și vă aștept și eu pe Giulia Chelaru pe Instagram.
Mulțumim. Astăzi în platoul Teo Show vor veni Alexandra Ungureanu și mama ei, artista, a recunoscut că femeia care i-a dat viață nu a fost de acord cu iubiții ei. Așa că astăzi mama îi va alege tipul de bărbat care îi s-ar potrivi artistei cel mai bine. Iată cu ce alte subiecte vă așteaptă Teo și Bursucu. Cine va veni la botezul fiului lui Culiță Sterp? Mama sau tatăl artistului? Dacă el vine, s-ar putea să nu vină mama. Dacă vine mama, s-ar putea să nu vină el. Totul despre marea dilemă a lui Culiță la Teo Show. Zic ceva acum în exclusivitate. Andreea Raicu ne dezvăluie care sunt semnele care îți spun că ești într-o relație toxică. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Nu uitați cele mai importante informații ale zilei, le găsiți pe site-ul nostru știrilecanalde.ro, acolo unde aflați primele reacții după desemnarea lui Dacian Cioloș ca premier, dar și de ce a fost arestat Alex Bodi. Tot de pe site aflați și că unul dintre cei mai iubiți preoți din România a fost infectat cu coronavirus. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Sunt Ilinca Obădescu, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă!